În 2001, domnul Andronic Bogdan Constantin era administrator la Comtex S.A. din Iași, cea mai mare rețea de magazine de stat, adică locul unde s-au făcut unele dintre cele mai nenorocite dintre prăduielile cu activele statului. De genul ăsta cel mai probabil nu ați auzit. Ca el, sunt multe mii, genii, ascunși frumoși în rețele care fac sute de milioane din afaceri cu statul și cu serviciile. Cum a ajuns domnul Androni la context e o poveste, că și până în 1993 omul era un profesor de matematică care brusc devine inspector de specialitate la primărie. Care era specialitatea domnului? Nu știm. Că doar singura experiență pe care o avea era cea de profesor la un liceu tare slab cota din Iași. Cum? Simplu. Socrul domniei sale era Nicolae Niculescu, un fost comunist foarte influent, cu relații foarte solide cu securitatea, devenit brusc antreprenor la Revoluție și șeful cele mai nenorocite facultăți private din Iași. Despre incredibilul domn andronic și rețeaua rudelor din jurul lui este emisiunea de astăzi la starea impostorilor cu mine, Valeriu Nicolae. Să începem cu socul. Nicolae Niculescu a fost profesor de socialist științific în timpul comunismului la Iași. Probabilitatea ca Niculescu să nu fi turnat la securitate este infimă. Hai să vă dau rapid câteva exemple de doctoranzi ai domnului Niculescu ca să pricepeți despre ce e vorba. Radu Nicolae Zana Maria, fostă preparatoare la bomba aia de facultate Petre Andrei de la Iași, unde el era rector, este apropiată a fostului șef al Consiliului Județean Iași, deputat și firesc multimilionar, Costel Adăscăliței. Cornel Iaco a fost și el doctorandului, șeful curții de conturi Iași, cel care controla cum se cheltuiau banii publici și care își avea și ginerele și fata subordonați la curtea de conturi, cum se poartă. Relu Fenechiu i-a fost doctorant. Da, Fenechiu, mafiotul ăla care era tartor la PNL și condamnat la 5 ani de închisoare pentru corupție, cel care susținea miraculos examenele de doctorat al cărui conducător era domnul Niculescu, în timp ce tot el lua parte la ședințele unei comisii ale Parlamentului României. Nu e singur care făcea asta și domnul Berceanu și Alinuța Gorghiu sunt cunoscuți pentru, pentru performanțe similare, că doar nu credeți că sunt hoți. Nu, bre, doar au abilitatea asta de a fi în două locuri în același timp. Ioan Bolan, și el un impostor sinistru, parlamentar PNL de 15 ani, a terminat un grup școlar alimentar la 28 de ani. Ei bine, acum este doctor în management datorită domnului Niculescu. Un îngălat semi-analfabet care se pișă pe noi metaforic, doctor fiind. Acum are 12 diplome universitare și post -universitare, marea majoritate a lor de la fabrica de diplome a domnului Niculescu și de la cele ale serviciilor, cum se poartă. Niculescu este cel care în 2012 a scris un articol de o scârboșenie remarcabilă în care ia apărarea plagiatului lui Ponta. Articol publicat desigur de, de ficii lui Dan Voiculescu și el hoț și fost turnător la securitate generic al domnului Niculescu a fost parte din comisiile doctorale unde socru era conducător de doctorate, cum e și normal în Republica Democrată Congo și în Zimbabwe. Dar să revenim la ginerele geniu. Din 1993, în timp ce muncea din greu la premărie, era deja în anul 1 la Facultatea de Economie la ea și în același timp asistent universitar, deși nu terminase Facultatea de Economie, la probabil cea mai nenorocită facultate privată din Iași, unde preda matematică și economie fără să aibă diplomă universitară în economie. Bun, facultatea era condusă de tata socul. Din 1996 până în 2009, în CV-ul Andronic, găsim o activitate academică impresionantă. Asta dacă nu am ști că locul unde preda domnul Andronic avea la fel de multă credibilitate academică cum are Academia de Ceacre, Horoscope și Kung Fu. Omul are și doctorat, că doar nu a fost fraier să nu facă și el rost de unul. Înainte de doctorat nu a publicat nici măcar un singur articol care să fie indexat. Lucru care ridică în mod normal foarte multe suspiciuni dacă nu ești prieten cu băieții de la serviciile securiste. În ciuda faptului că are o carieră academică de peste 28 de ani, Omul nu a reușit să publice un singur articol de unul singur în orice alte reviste, exceptând bombele de facultăți unde Tartor era Socrus. Andronic nu se putea limita doar la academie, așa că a făcut și mișcul a afaceri, le zice. În prima firmă a fost asociat cu Foia Cristian. Elie Foia este și el, ginerele Niculescu, iar Cristian este fratele lui. Ilie este un multimilionar cinstit din Iași, iar fratele este la stat șeful registrului autoromân, Iași. Un loc foarte bine cunoscut prin senzaționalele mite care se deau și se primeau. Și mai haios, Fraxu a dat în judecată registrul autoromân unde șef era el pentru o amendă pentru că la noi ca la nimeni. Nevasta multimilionarului Ilie și fata lui Niculescu, Iolanda, lucrează, cum ești normal, tot la stat. E unde credeți că lucrează? La Direcția de Sănătate Publică, unde e inspectoare. E o coincidență că soțul are unul dintre cele mai mari, dacă nu cel mai mare, restaurant din Iași și desigur nu ne trece prin cap că este o poziție strategică din care se poate intimida concurența soțului și evita surprizele neplăcute ale controalelor inopinate la restaurantul soțului. Nu de alta, dar cinstea și onoarea în familia Niculescu este la mare, mare prețuire. Fat. Dar domnului Niculescu a avut un noroc senzațional de donații. În fapt, majoritatea averii impresionante a domniei sale vine din donații. Trandafirescu Bogdan este și el rudă cu cei doi frați Foia. Este căsătorit cu sora lor. A fost șeful gărzii Iași. Nu pentru că asta a fost o rețea mafiotă, ci pentru că el e competent și coincidențe sunt multe. Și el a avut un noroc extraordinar de pozitiv la stat unde mita e solidă. Pe la vamă și alte acareturi similare. Om cinstit. Toate, mă da, toate proprietățile domniei sale sunt moștenie sau donații. Nu, nu pentru a ascunde șpaga, ci pentru că el, spre deosebire de voi proștilor, a avut noroc. În 2007, Andronic, apare asociat cu livadarul Cornelia Gabriela și ea acum inspectoare generală la finanțele publice Iași. Firma este acum pe numele doamnei Huțanu Daniela și este beneficiară unor fonduri publice nerambursabile, cum desigur vă așteptați. Sute de mii de euro! În 2008, alături de socul domniei sale, Andronic apare în firma Transmix S.A. care acum este deținută de cumnatul domniei sale, Foia Ilie. Firmă care apare într-un scandal cu terenul cu primăria și o vânzare a fostei case de căstorii de la Iași în care apare și numele unui alt domn despre care am mai vorbit aici la menisiune, un, un șmecher de la Iași apropiat al domnului Vântu, domnul Caluschi. În 2009, Andronic apare asociat și cu Anton Ramona Dorela, cea care împreună cu Anton Sorin au niște mega afaceri în industria farmă. Altă treabă care nu este deloc, dar deloc o chestie de mafioțeală, că doar și nepotul premierului Ciolacu și soția preancinstitului Grindeanu au interese indirecte, dar foarte mari în același domeniu. Se întâmplă ca în urma unui control al departamentului antifraudă fiscală, inspectorii ANAF să fi descoperit achiziții fictive de medicamente de la o altă firmă a Dorelei, asociată a lui Andronic, firmă cu rambursări legale de TVA de peste 1,2 milioane de euro. 1,2 milioane de euro, mă. În 2015 mai apare omul într-o firmă, Upgrade SRL. Firma a tras o mega țeapă, așa cum e și firesc pentru un secretar de stat duhnind a servicii, asta în timpul guvernării PSD Dăncilă. Firesc firma e în faliment, că doar nu e fraier să plătească datorii de peste 3 milioane. În plus, firma a furat și de la angajați, că omul e profesor universitar, secretar de stat și reprezintă statul în unele dintre cele mai strategice afaceri ale statului și SRI-ului, că tot una sunt. Acum este dita mai directorul la una dintre cele mai strategice și bănoase întreprinderi unde statul e investitor majoritar. Ce ăsta sinistru este căsătorit cu fica unui alt, ce par sinistru și impostor. Fică care este șefă la inspecția judiciară. Bă, voi vă da seama cum e asta? Declarațiile de avere ale lui Andronic sunt de nebuni. Andronic ajunge la București, numit consilier la Ministerul Economiei, în timpul în care Relu Fenechiu avea cea mai mare forță și era, să vezi tati coincidențe, doctorandul socului domnului Andronic, domnul Niculescu. Prima declarație de avere dovedește un număr impresionant de donații primite de la tata socului, Incluzând un BMW X5. Cum se face? Tot prin donație apare și o casă de 500 de metri pătrați. Da, ați auzit bine, nu un bloc, numai o casă de 500 de metri pătrați pe care a primit omul ca donație. Socul continuă practic în fiecare an să doneze masiv cu mult peste 15.000 de euro, deși fica lui și nevasta domnului Andronic, a câștigat în 2013 numai puțin de 342.446 de lei, adică de 5 ori mai mult decât președintele țării. În 2014, Ficanu Niculescu câștiga 382.713 lei din slujba de judecători la inspecția judiciară. În 2016, donațiile o iau razna. 139.000 de euro au fost primiți de la Tata Socru. Asta în timp ce familia domnului Andronic primea cu mult peste 100.000 de euro de la stat pe an, net. În 2017, în afara celor două salarii de secretar de stat și profesor universitar, Andronic mai primea din sinecuri de la stat aproape 2.000 de euro în fiecare lună. Sinecurile erau în locuri în care, în general, au fost controlate de SRI. În 2019, cei doi andronic au primit de la stat incredibilă sumă de 713.943 net, adică peste 12.600 de euro net pe lună. În 2019 au primit net 806.381 de lei, adică peste 14.000 de euro net pe lună. Asta înseamnă că noi boi dădeam familiei Andronic vreo 300.000 de euro pe an. E, acum omul ăsta este la transgaz și are desigur salariu secretizat. Andronic a fost și apropiatul deputatului PSD de Galați, Mihai Boldea, un super mafiot condamnat și care are încă o mulțime de procese pe rol. Cum e posibil așa ceva într-un stat normal? Cum? Cum e posibil? Sigur că nu o să răspundă nimeni la întrebarea asta pentru că noi trăim într-un stat semi-mafiot în care Ciolacu a ajuns premier pe exact aceeași rețetă. Acum merge în pantofi de 2000 de euro în timp ce plânge de mila săracilor iar la Cotrocen avem un preș perfect pe care calcă entuziast tot felul de dihani. Hai, sic tirmă!